Astăzi în Grecia, ce s-a întâmplat în Atena, Cristi Popovici a fost să filmeze în zonele cele mai afectate. Imaginile sunt îngrozitoare, sunt dure. Aceste imagini au fost difuzate la News Hour și cred că în aceste momente, pe lângă informația în sine care este valoroasă, cred că și solidaritatea noastră cu prietenii noștri greci este importantă. Salut gestul de a trimite ajutoare pentru Grecia în aceste zile și cred că ajutorul nostru este unul care poate să conteze, mai ales ținând cont de relațiile dintre popoarele noastre. Priviți, vă rog, imaginile, reportajul realizat de Cristi Popovici. Flacările s-au apropiat extrem de periculos de locul unde ne aflăm noi. Sunt la 30 de metri în spatele nostru, după ce în urmă cu jumătate de oră eram cumva într-o zonă mai sigură. Odată vâlvătaia trecută rămân în urmă imagini apocaliptice. Pârjol peste tot. Toată pădurea s-a transformat în cenușă. Este un dezastru pentru ecosistemul de aici, de pe insulă. E sinistru, efectiv e sinistru ceea ce vezi după... Suntem pe un drum între două sate aici pe insula Evia, Defni și Chekries, unde noaptea trecută pompierii au reușit să stingă flăcările, ajutați și de voluntari, de zeci de oameni, însă în urmă cu 2-3 ore flăcările au reizbucnit. Mergem către focar, vedem cât putem înainta, pentru că de o parte și de alta, vedeți și dumneavoastră, e pârjol. Sunt urmele incendiului de noaptea trecută, iar undeva după curbele acestea, flăcările au reizbunit din nou. Am numărat 7, acesta este al 8-lea elicopter care aruncă apă în această zonă în ultima jumătate de oră, alimentată de undeva din apă. And what is the danger? I am from Farakla. What is the danger now? I don't know. Apropiat extrem de periculos de locul unde ne aflăm noi. Sunt la 30 de metri în spatele nostru, după ce în urmă cu jumătate de oră eram cumva într-o zonă mai sigură. S-a pornit un vânt extrem de puternic și în zona aceea deja pompierii țipă la noi să ne îndepărtăm. Hai, hai, înapoi! Dă-te înapoi, nu mai sta! Go back.
Mulțumesc, Cristi, pentru acest reportaj. Se rupe sufletul, pur și simplu. Toată planeta a fost afectată în ultimul an de zile. Grecii, în mod special, care trăiesc în mod special din turism. Și acum, iată ce se întâmplă. La această oră este o alertă de incendiu care...